Hey, eu sou MrMrcoolgames, bine v-am regăsit la un nou episod din Pokémon Red cu MrMrcoolgames. Și data trecută am bătut gym-ul din Fuchsia City. Astăzi o să continuăm să mergem în Safari Zone și să facem rost de TM-ul nostru, de hidden move-ul nostru surf. Stai. Să băgăm bicycle-ul mai sus, pentru că când băgam toate itemurile mele în PC Ingress, și l-am băgat bike-ul și... Ok, hai să mergem sus. Și sunt o groază de Pokémon aici la zoo. Să vedem. Welcome to the Safari Zone. For just 500, you can catch all the Pokémon you want in the Safari Zone. Would you like to join the hunt? Un lucru, vreți să vă zic un lucru. Știți, filmez asta în august, doar așa ca să știți. Și acum că s-a terminat toată nebunia asta cu Pokémon Go, vreau să zic un lucru care mie chiar nu mi-a plăcut, care se întâmpla în timp ce era nebunia asta cu Pokémon Go. Faptul că toată lumea zicea vânătoare de Pokémon. Nu e ca și cum tu îi vânezi, pentru că sună crud. Când vânezi ceva, vânezi ca să-l mănânci. Deci eu când mă duc la vânătoare cu bunicul, chiar dacă nu mă duc niciodată la vânătoare cu bunicul, eu mă duc să prind un iepure. Fuck, execut. S-a dus în Alola. Aia acolo o să ne vedem. Carbos. Dar toată lumea zice vânătoare de Pokémon. Se ziceau cumva în anime-ul vechi vânătoare? Nu cred că se zicea vânătoare. Se zicea antrenament sau să-l prinzi, să-i prindem, nu să-i vânăm. Adică tu îi folosești după ce... Parasect! Este Parasect! Ok, nu o să folosesc, dar o să încerc să-l prind. Nu? Și-a fugit. Ok, nu știu ce am găsit aici, să-i spun. Egg Bomb. Nimeni nu o să învețe asta în afară de... Stai ce... A, Miu, stai că e Miu. E Miu, nimic mai mult. Up, ia. Așa, Max Potion. Să continuăm. Aici am prins eu Kangaskhan-ul meu în Leaf Green. Și între timp eu am început să-l urăsc pe Kangaskhan din cauza Mega Evoluției. Și acum o să ziceți, MrMrcoolgames, ești un lașcă, urăști Kangaskhan și l-ai folosit odată într-un Wi-Fi battle. Scuzați-mă, eu eram un noob pe atunci, credeam că să folosești Uber e foarte șmecher, nu? Oricum, 1, 2, coe. Am fugit de la... am fugit el, ok. Acolo sus nu e absolut nimic. N-o să mă bag pe Bicla, pentru că Bicla aduce muzica asta stupidă și chiar nu vreau să ascult. Mai bine ascult muzica asta de evoluție. Rhyhorn, ok. L-am adăugat. Dar acum hai să-i bag un nume. Să-i bag un nume. Rhyhorn, Spikes. Spikes? Ironie că nu învață Spikes. Bun, deci o să-i dau un nume cu o poveste. O să-l numesc Căcuță. Și o să vă explic de ce. Acum o vară, vara trecută, adică în vara 2015, l-am învățat pe Vormiu să joace Pokémon și a început cu Pokémon Fire Red și a prins el un Rhyhorn în Safari Zone și apoi s-a dus la baie să facă ceva. Nu m-a întrebat ce. Dar și m-a rugat să-i dau eu un nume bun între timp. Și mie nu-mi vine nimic în cap și l-am numit Căcuță. Și de atunci de fiecare dată când văd un Rhyhorn îi zic Căcuță. Chiar, asta e unica poveste. Scuzați-mă toți, eram un copil imatur pe atunci, nu știam că nu e amuzant să faci glume despre rahat și chestii de genul, dar... Ei! Înseamnă să crești, nu? Wow, dar mă mir cât de puține encounter-uri am făcut între timp, adică chiar... Oh, de ce am mers așa departe? Ia asta, cât mai am? 179. Ia, acum? 173? Și acum uitați. 70? Ia uitați-vă și nu, și voi ce număr perfect aici, nu? Bun, o să încetez. Goldteeth, deci, ce caută Goldteeth aici? Request notice, please find the Safari Warden's Gold Lost. Care naiba a pus semnul ăsta aici? Goldteeth era la vreo cât? 2 metri de tine? Și tu nu i-ai găsit? Mă mor un foarte... Fuck! Ia să vedem ce facem aici, în cazul ăsta. Îl învățăm pe Miu ceva, Skullbash. Blastoise, să-i dăm lui Blastoise Skullbash? Luxury Ball poate, ia să vedem ce mișcare are Luxury Ball. Roar, scăpăm de Roar.
Deci are 3 mișcări physical de normal, Luxury Ball. TM32 care e double team. Fuck, stai că am scăpat de... Fuck. Stai că trebuie să-i dau double team acum cuiva, că vreau să primesc hidden move-ul meu de surf. Căcuță. Sneakers. Stai, mă, nu sneakers. Cartof. Da, cartof. Jolteon. Așa. Cartof. Ce sunet scoate când îi dai rapid. Swift, quick attack. Am învățat Thundershock din level, dar nu cred că o să mă mai folosesc de el. Deci, double team. Și acum, să mergem și să ne luăm hidden move-ul nostru de surf, nu? Ah, finally! You're the first person to reach the secret house! I was getting worried that no one would win our campaign prize. Ironie e că nu era nimeni în Safari Zone în afară de noi. Congratulations, you have won! Și am primit hidden move 03, care este surf și o să-l dăm lui Blastoise chiar acum. Deci, l-am folosit pe Blastoise de ceva timp, chiar dacă a făcut câteva leveluri din episodul trecut. Asta e pentru că am făcut level grinding. Să-i dăm surf. Bubble Beam, scapăm de Bubble Beam. Să-i dăm surf, așa. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, comment, share, subscribe. Și ne revedem data viitoare cu mai mult Pokémon Red cu Mr. Mr. Cool Games. Pua!